Iar decretarea stării de urgență este acest scenariu prin care Florin Câțu ar putea să rămână în continuare să conducă. În ce condiții se poate face acest lucru? Aflăm de la Larisa Popa, este alături de noi în platou, te rog. Găsit în contextul crizei sanitare profunde în care ne aflăm, s-ar lua în calcul să se decreteze din nou stare de urgență în România, pentru că ne ducem cu gândul la anul trecut, în 2020, în momentul în care a ieșit președintele României și a decretat stare de urgență în țară. Atunci aveam foarte puține cazuri de ordinul sutelor, foarte puțini oameni care decedau, în condițiile în care, iată, ajungem în prezent și ne uităm, avem aproximativ 15.000 de cazuri pe zi. Spun specialiștii că vom ajunge în zilele următoare cu ușurință chiar și la 20.000 de cazuri pe zi. Numărul morților ajunge la ordinul sutelor și locurile la terapie intensivă nu mai există. Este o situație extrem de dificilă acum și această stare de urgență decretată de președintele țării ar putea să îl lase în continuare în funcție pe Florin Câțu și ar putea prelungi mandatul. Bineînțeles, ar rămâne alături de echipa cu care se află la guvernare, care ar putea rămâne pe perioadă nedeterminată și iată, e adevărat că în momentul în care am avea din nou stare de urgență, guvernul nu ar mai avea toate calitățile de pline, nu ar mai putea face tot ceea ce face în prezent, dar ar putea gestiona până la urmă această criză sanitară. Este un scenariu care se discută acum atât în guvern, dar și, bineînțeles, la Cotroceni. Urmărim să vedem care va fi soluția finală. Mulțumim, Larisa, pentru toate aceste informații. Domnul avocat Adrian Cuculis în direct cu noi. Domnule Cuculis, au și pârghiile legale să implementeze acest scenariu despre care ne vorbea Larisa, pentru că am avut stare de urgență atacată în instanțe peste tot și de multe ori desființate și stările de urgență și de alertă și când era guvernul plin. Bun, da, stările de sinedie, dacă vreți, de alertă, într-adevăr au fost decretate ca fiind nelegale, cel puțin pe fond deocamdată, însă de pe asta ar fi cinic, să decretezi stare de urgență ca să ții în funcție un guvern. Mi se pare un scenariu apocaliptic, deja n-am mai putea să discutăm despre niciun fel de stat de drept și dați-mi voie să vă spun că în momentul de față, toate măsurile care sunt luate și nu doar de acum, de luni, de zile, de când tot se prelungește această agonie cu starea de alertă, sunt absolut identice cu măsurile din starea de urgență. Eu am spus de la bun început, cumva există deja o confuziune între cele două acte normative, starea de urgență cu starea de alertă. Actele normative sunt confundate de către cei care ne conduc în momentul de față, interimar sau nu, iar în condițiile în care s-ar decreta starea de urgență, ar trebui să răspundă până la urmă cei care ar vrea să facă lucrul acesta, ce ar impune decretarea stării de urgență și care ar fi măsurile suplimentare care nu pot fi luate acum și necesită trecerea starea de urgență. Deci sunt multe aspecte care am putea să le dezbatem pe tema asta, referitoare la partea tehnică, legislativă, dacă vreți. Însă până una alta este adevărat, avem o stare de alertă care ne arată că sunt 15.000 de cazuri. Chiar vorbeam mai devreme, se fac audieri printre altele acolo la Constanța, iar audierile se fac, știți cum? În costume COVID, tocmai pentru a se putea proteja de virusul acesta. Motiv pentru care dați-vă seama că într-adevăr trebuie să fie luate niște decizii, însă ele trebuie coroborate în așa fel încât să avem parte de un echilibru și economic și sanitar și, sigur, să nu încălcăm Constituția. Prelungirea stării de alertă, să spunem că o mai înțelegem dacă s-ar lua niște măsuri coerente, dar să trecem la stare de urgență. Bun, dar și aici, și nouă și aici domnul avocat, de ce ar trebui scurt, să facem, vă rog, un răspuns. Și aici este o discuție, dacă poate guvernul în formula asta cu premierul demis să dea mai departe starea de alertă. Să o prelungească. De pe 10, dacă nu mă înșel. Din punctul meu de vedere, nu există niciun fel de, eu știu, problemă care ar putea să fie ridicată vis-a-vis de decretarea stării de urgență atâta vreme cât ea este decretată și cerută de către președinție. Însă e o chestiune care, după părerea mea, ar trebui să fie tranșată de Curtea Constituțională, nefiind un text care să ne spună foarte clar dacă poate fi instituită starea de urgență sau nu. Deci cel mai sigur va ajunge pe masa Curții Constituționale. Asta. Dacă poate guvernul în formula asta cu premier demis să prelungească starea de alertă. Da, obligatoriu, sigur. Asta, starea de alertă, cu siguranță poate fi prelungită. Bun. Vreau să mergem mai departe, domnule avocat.